Există multe incidente cu tragere și cu morți. Cred că se întâmplă și în jurul. Da, interesant. Bun, până la teoriile noastre și ce ne trece nou prin cap, vorbim de ce apare mâine în Adevărul. Ați făcut o cronologie a nopții de 21 pe 22, spre 22 decembrie 89 pe ore. Ultima și noapte... o cină de adio, înțeleg că a avut loc cu Zoia și cu Valentin. Citesc doar orele, nu intru în toate detaliile. La ora 18 a fost sala de conferințe, Nicolae Ceaușescu convoacă ultima teleconferință din cariera sa, la 18 este ultima teleconferință. Apoi are loc, se înființează comandamentul militar unic, din care fac parte șefii armatei, miliției securității și gărzilor patriotice, asta e nouă. Da, atunci imediat după teleconferință, el înființează comandamentul unic prin care el preia direct comanda represiunii. Nu, dar de gărzile patriotice încă n-auzisem până acum. Da, în ziua asta îi mobilizează pe ei, pentru că dacă a ajuns să convoace civili, da, să se mobilizeze civili prin membri de partid, UTC și mai departe, sigur că nu putea să evite gărzile patriotice. Bun, 19 ce au ieșit... Scuze-mă, secundă. Da. Gărzile patriotice fiind în directa subordine a Comitetului Central al PCR, al CCI al PCR, da? Uh-huh. Deci nu se subordonau ministerului interne sau armatei sau cuiva. Direct era un fel de armată a partidului. Exact, da. Ci că asta n-am știut-o sau am uitat-o, că la ora 19 Ceaușescu a trimis să fie căutat Dan Deșliu, dar și Adrian Păunescu. Aceștia nu sunt de găsit sau refuză invitația. La orele 20... O secundă, aici e de precizat faptul următor, că nu a trimis ca să-i aresteze sau cine știe altceva. A trimis după ei ca să-i aducă să vorbească la televizor populației. Da? Pentru că erau figuri cunoscute. Adrian Păunescu, cel puțin, era foarte cunoscut prin cercul Flacăra. Și atunci să adreseze populației să mai vină, să aducă voci cu prize la masă. N-a fost de găsit, s-au cam dat loviți. În aceeași perioadă, Geo Voicam Voiculescu îl căuta pe Adrian Păunescu și așa ajuns la el acasă să-l convingă. El și prin intermediare a trimis mesajul să-l convingă să alăture revoluționarilor, da? A fost refuzat. Adică Păunescu n-a avut nici atunci nici să se servească pe Ceaușescu în acea seară, nici să se servească revoluția. La orele 20, Ceaușescu e sfătuit de Ilie Verdeț să găsească o soluție politică, pașnică, pentru a ieși din criză. Interesant. Verde nu era membru în CPX? Da, era președinte al Comisiei Centrale de Revizie a PCR, deputat era în Marea Adunare Națională. Da. La 20:30 Ceaușescu cere mașina să plece acasă în primăverit, dar e sfătuit să rămână. Și aici Grigore Carteanu ne va spune ce s-a întâmplat. E ceva incredibil ce s-a întâmplat în acea noapte în CC. La 21... Ceaușescu ține o scurtă ședință cu adjuncții primului secretar al CC al UTC. La 21, Zoia și Valentin Ceaușescu vin să-și vadă părinții. Cei patru cinează într-o încăpere din preajma cabinetului 1. E interesant, încă nu se trăgea la 21 pe străzile la Inter? Ba da, începuseră... Nu am în momentul când armata începe să tragă, nu mai târziu trage, dar erau, în orice caz... Erau baricate, aia era făcută. Bineînțeles, la Inter și la Batiște, da. La orele la două miezul nopții, Ceaușescu cere ca televiziunea română să filmeze în zona intercontinentală înainte de a se face curățenie după spargerea baricadei. Deci de 21 și ora 0 noaptea, da, și ora 12 noaptea, da, s-a făcut baricada. S-a făcut și s-a spart. Adică a fost și intervenția armatei. Dar la două, Ceaușescu se culcă, nu știm dacă doarme liniștit. Dar acum se întâmplă ceva interesant, și anume... Eu zic că să facem o schemă. O schemă, așa. Da. Că suntem toți ingineri. Deci, ultima noapte de, să-i spunem, pace... Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. De dragoste, da? E, nu pe de dragoste. Cei doi o vor petrece separat în Comitetul Central. Să zicem, ultima noapte la Comitetul Central. Să spunem că asta este... forma Comitetului Central. Aproximativ. Mă rog, se poate merge mai mult. Fac o ruptură aici. Da. Da. Bun. Aici, deci dacă punem că aici este holul și dincolo, sigur, în oglindă simetric sunt și alte scări. Ăsta este holul central. Merge pe la lift pe aici undeva. În fine, aici este secretariatul undeva în centru. Secretariatul în care se află și Constantin Manea,
Și Hârjeu stătea aici, în preajma Ceaușescu, pentru că aici este Nicolae Ceaușescu, biroul lui. Uh-huh. Birou de lucru. Mare, frumos, lung. Am filmat acolo și o să arătăm imagini. Aici este un alt birou care este al Elenei Ceaușescu. Cabinetul 2. Cabinetul 1, cabinetul 2. Da? Uh-huh. Bun. Undeva aici, în spatele acestor... El sunt mult mai mari și mai lungi. Da, nu contează, așa, nu? Aici undeva, pe această latură a cabinetului central, se află diverse dependențe ale lui Nicolae Ceaușescu, ale cabinetului 1. Și anume, o sufragerie, un dormitor, sigur, baie, tot ce trebuie, un apartament de odihnă, se află toate acestea aici, da? Pe latura asta. Aici, simetric, se află pentru Elena Ceaușescu, da? În noaptea, în ultima noapte, cea mai mare foială a fost în această zonă a secretariatului, să spunem, da? Uh-huh. Secretariatul. Aici, sigur, sunt uși spre interior. Aici este celebrul... Balcon. Balcon. Punem B. Balcon. Da? Bun. Aia, ce spui tu este că în jurul orelor două noaptea, deja eram în 22 decembrie, cei doi aleg să doarmă separat. Da. El se retrage... Până atunci ea tot venea la el, tot intra. Și el venea la secretariat. Se agitau în zona asta, aici, da? Se tot agitau. Curticianul era undeva în partea asta, dar cabinetul aproape de Elena Ceaușescu. De acolo o servea și o deservea. Și atunci, la un moment dat, el merge la culcare. După ce se asigură, dă ordine, Mila tot venea, tot mergea în piața universității. De acolo venea supărat, plin de noroi pe el, că era intervenție acolo. Erau cu tunuri de apă, erau cu... Vine ca așa, ca un salahor și începe să plângă pe o canapea. O să avem povestea lui Mila în episodul următor. El pleacă la culcare. Ea se foiește toată noaptea. Ea aproape nu doarme deloc. Dar atenție, el când doarme, doarme undeva în zona asta. Da? Nicolae Ceaușescu. Ea, când se retrage un pic la odihnă, se retrage în zona asta. Pentru mine a fost o mare surpriză să aflu așa ceva, pentru că mă așteptam, dom'le, doi oameni și într-un moment foarte dificil din viața lor și din cariera lor politică, da? Așa, sunt aproape. Stă, dacă, dom'le, merge un pic, nu zic în intimitate, dar în liniște acolo, Nicul, ce mai de făcut, Leanu și mai departe. Nimic, ei stau departe unul de altul. După ora două, ea nu mai intră la el. Până atunci... S-au tot foit amândoi. După la două, lasă să doarmă. La ora șase, el se trezește. Deci patru ore doarme. Și ne gândim întâlnilor ce zi agitată a fost cea de 22. Și în CC, și cu elicopterul, și Znagov, și Târgoviște, și prin păduri. Poate că erau siguri că nu se va întâmpla nimic și ăsta era obiceiul lor, să doarmă separat. Și în cazul ăsta, probabil că aici nu permitea dormitorul să doarmă împreună și atunci fiecare avea dependența lui. Poate că Ceaușescu, în viziunea lui de lider, de conducător, nu se făcea în fața colegilor și a momentului istoric, să zici că doarme cu tovarășa în aceeași cameră sau poate. Pat? Adică nu avem de unde să știm. Deci, nu era conform eticii socialiste, să spunem, da? Bun. Eu profit de această... Sau tovarășa nu fi vrut să-l deranjeze pe